sunt sărbători, dar nu sunt pentru toată lumea. Este cazul angajaților de la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, care nu vor avea liber nici în noaptea de Revelion. Echipajele care nu au avut norocul să fie libere vor asigura urgențele, iar alte echipaje au fost consemnate la domiciliu. Asta înseamnă că, în cazul în care se produce o calamitate și sunt mai multe victime, atunci este necesară intervenția în forță. La noi, din nefericire, nu există sărbători. Noi avem absolut program normal de lucru. Lucrăm cu aceleași echipaje ca și în zilele normale. Numai dacă o să avem solicitări peste numărul de solicitări normale, atunci o să chemăm și de la domiciliu suplimentar. Aceasta este, da. Deci câte echipe vor... Păi noi lucrăm pe stația centrală de regulă cu 6 echipaje. Deci se păstrează și pentru toate sărbătorile același număr de echipaje, plus că mai avem în rezervă 1-2 echipaje care știu, domnule, dacă e ceva, să suplimentăm. Doamne ferește să nu avem evenimente mai grave de cod roșu, că atunci chemăm pe toți de acasă. Măsurile vin mai ales după ce în urmă cu câțiva ani au avut loc evenimente soldate cu tragedii. În cazul în care s-ar înregistra evenimente tragice care să impună codul roșu, atunci toți angajații ambulanței vor fi chemați de acasă.